Pe perioada caniculei, pentru a veni în sprijinul severinenilor, punctele de prim ajutor din Drobeta Turnul Severin s-au activat. În acestea se vor găsi pahare de unică folosință și apă, iar în cazul unui cod portocaliu de caniculă va fi adus și personal medical. Având în vedere emiterea codului galben de caniculă, la nivelul primăriei municipiului Drobeta Turnul Severin s-au activat 11 puncte de prim ajutor. Puncte de prim ajutor unde toți cei care au nevoie găsesc apă, găsesc pahare de unică folosință. În momentul în care vom avea, sper să nu se întâmple asta, cod portocaliu, evident că vom încerca să asigurăm și asistență medicală pentru oamenii care poate se simt rău. Două dintre aceste puncte de prim ajutor vor avea un caracter permanent, fiind amplasate în puncte importante ale orașului. Punctele acestea de prim ajutor, să avem două permanente, care vor fi la ștrandul de la municipal de la Schela Cladovei, iar celelalte sunt în sediul primăriei municipiului Drobeta Turnul Severin, sediul taxelor și impozitelor locale, la Piața Mircea, avem la autogară Târgu Veterani, Piața Crișan, Piața Crihala, precum spuneam și la Direcția de Asistență Socială. Acestea sunt cele 11 puncte de prim ajutor activate pe perioada codului galben de caniculă. Specialiștii recomandă oamenilor să nu consume alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Să evite băuturile care au un conținut ridicat de cofeină și să evite activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie.